Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutinești și toate le întâlnești. Vistierul bunătăților și dătorul de viață, vino și ne sănătoiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curvea și în vecii vecioare. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preacucernice Părinte, binecuvintează. Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dragii noștri, iată-ne în cea de-a doua întâlnire, anul acesta, la o întâlnire de o trăire emoțională deosebită. Pentru că invitații din seara aceasta și invitatul principal este iubitul nostru părinte, Nicolae Bordașiu, slujitor la Biserica Sfântul Silvestru, care, după cum bine știți, și în acest dată trecută, s-a făcut prieten cu moartea, pentru că are peste 90 de ani, peste 90 de ani, și 2. Așa că, având prietenie cu ceea ce v-am spus, o să prindă și 100 de ani. Tema serii de acestea este o temă spirituală, pentru că și mișcarea spirituală în anii comuniști, cum o spune, Rugul Aprins, de la Mănăstirea Antim, a fost o mișcare făcută din suflet, cu suflet și de oameni cu suflet mare. Ultimul trăitor este Părintele Nicolae Bordașiu. Și tema este Rugul Aprins între istorie, prezență și actualitate. Împreună cu Părintele Nicolae Bordașiu, l-avem în mijlocul nostru și pe domnul scriitor creștin Adrian Iodescu. Vă mulțumim că ați venit în mijlocul nostru. Acum, nu știu care este pregătit să înceapă seara aceasta, Părinte Nicolae. Aveți microfonul și bine ați venit. Frații mei, am venit cu drag pentru că am mai fost și cunosc parohia și dragostea cu care vin credincioșii să asculte la întâlnirile spirituale din seriile de rugăciune de aici. Dar aș vrea să spun că am venit mai emoționat decât altă dată, pentru că subiectul serii de astăzi este foarte legat de existența mea, fiindcă îmi aduce aminte de vremea când eram eu tânăr și un poet spunea despre generația mea că noi n-am avut tinerețe. Și cu adevărat, eu astăzi mă simt iarăși tânăr, pentru că retrăiesc în sufletul meu vremea din 1945-46, când în tema serii se prevede mișcarea spirituală, Rugul Aprins, între istorie, prezență și actualitate. Și aș vrea să vă spun că în fiecare întâlnire de la Mănăstirea Antim, pe vremurile acelea, aveam în față icoana Rugului Aprins, așa cum o am. O am acasă în toată vremea și întotdeauna mă simt prezent în sufletul
de la Antim a celor care erau prezenți atunci acolo și de aceea este atât de emoționantă această întâlnire cu amintirile mele de la Rugul Aprins și cu prezența dragostei frăților voastre care ați venit într-un număr atât de impresionant încă la această oră, fiindcă mi-aduc aminte cum mergeam și noi la Rugul Aprins în vremurile de atunci. Mergeam cu aceeași dragoste și cu același entuziasm cu care ați venit și frățiile voastre la întâlnire din seara aceasta. Și am început cu rugăciunea cum începeam și acolo și îmi urez mie ca să-mi dea Dumnezeu putere și ajutor ca să pot să vă fac măcar o clipă să simțiți ceea ce simțeam toți cei care ne adunam la Rugul Aprins. Numele acesta de Rugul Aprins este bine cunoscut în lumea creștină, mai ales. Dar ce a însemnat cu adevărat Rugul Aprins prezintă pentru mulți o întrebare și o curiozitate. Ce a adunat pe oameni la Rugul Aprins? Și dacă aș vrea să vă răspund, e cu întrebarea ce vă adună pe frățiile voastre la biserică întotdeauna? Și o să-mi răspundeți fiecare într-un fel sau altul, dar dacă tragem linie și socotim la sfârșit, vedem că pe toți ne-a adunat atunci și vă adună profețiile voastre dragostea de Bunul Dumnezeu și dorul de mântuire. Mișcarea spirituală Rugul Aprins s-a înscris în istorie la mănăstirea Antim într-o epocă foarte turbulă. Creștini erau și atunci cum sunt și astăzi și cum vor fi mereu. Dar fiecare creștin se simte mai mult sau mai puțin apropiat de învățătura bisericii. Și unii îl socotesc faptul că sunt creștini, că dacă își face cruce și eventual zice un Tatăl nostru, este suficient. Dar învățătura bisericii ne spune că pentru a ajunge la limanul mântuirii îți trebuie ceva mai mult. Îți trebuie să cunoști învățătura bisericii care te îndeamnă să mergi pe calea pe care Mântuitorul a deschis-o pentru noi toți și a încredințat apostolilor toate mijloacele de călăuzire și de mântuire, care s-au dezaurizat, s-au adunat toate în sânul bisericii, care este, cum zice Eminescu, Maica noastră a tuturor. Și pentru că este de datoria noastră a celor care am cunoscut într-o formă oarecare această cale mai aparte, ca să împărtășim și altora care caută bucuriile trăirii creștine, iată și eu vă aduc în seara asta o mărturie oarecum zbuciumată și încununată cu multă suferință, fiindcă toți cei care au fost în Rugul Aprins pe vremea aceea au avut și de suferit pentru mărturisirea lor de credință.
erau ani în care începea comunismul să prindă putere, să se insinueze ca un conducător al vieții creștinilor și a românilor mai ales, și pentru noi creștini s-a pus o întrebare mai grea. Cum vom fi apărați de această navală străină, de aceste învățături care caută să-L îndepărteze pe om de Dumnezeu? Și când am aflat deschise ușa de la mănăstirea Antim, alergam cu toții într-acolo ca să putem să ne hrănim sufletele cu hrană duhovnicească. Mișcarea Rugul Aprins nu s-a arătat a fi o lucrare deosebită de la început. Este adevărat că pentru a putea să-și țină întrunirile, a trebuit să-și ceară o aprobare, o recunoaștere oficială. Și la început a fost înregistrată ca orice asociație culturală, spirituală. Și în felul acesta, primele întâlniri au avut un aspect legal, din punct de vedere civil și politic. Dar mai pe urmă, când s-a întărit epoca tristă, de tristă amintire, atunci au început să o socotească ca o lucrare împotriva regimului comunist. În realitate, la Rugul Aprins nu se făcea politică. Nu se vorbea nimic împotriva regimului comunist. Doar se propovăduia cu multă dragoste, cu multă credință și cu mult entuziasm învățătura Mântuitorului, care este un balsam pentru sufletul oricăruia dintre creștini. Mișcarea Rugul Aprins n-a început propriu-zis la Antim. Încercări de a aduna un grup de oameni care îl mărturisesc pe Dumnezeu și care vroiau să se împărtășească unul altuia cu gândurile și cu dragostea care au aveau, a făcut prima încercare de adunare Mitropolitul Tixi-Medrea, care a adunat prin 1945, cred, la Cernăuți, un grup de teologi și de oameni de litere ca să se sfătuiască asupra acestei intenții de a lucra în ogurul Domnului cu mai mult entuziasm și cu mai multă dăruire. Dar n-a fost să fie așa. De-abia în 1945, cred eu, nu mai știu bine istoria, la mănăstirea Antim, unde era stareț arhimandritul Vasile Vasilache și unde pe vremea aceea cred că erau în jur de 40 de călugări, preoți și frați de mănăstire, majoritatea din ei fiind cu probleme universitare, fie că predau la facultate, cum a fost părintele Benedict Ghiuș, sau erau studenți, deși erau mai în vârstă decât un student obișnuit, dar ei, părinții călugări, făceau studiile mai târziu. Și numărul acelora la care mă refer, călugări studenți, erau părintele Sofian, părintele Felix Dumneac, părintele Adrian Făgețeanu,
părintele Roman Braga și mulți alții, și care, ascultând de propunerea părintelui Benedict, care împreună cu scriitorul, ziaristul și omul de litere de atunci, Sandu Tudor, au propus să înceapă la Mănăstirea Antin o lucrare duhovnicească mai aparte, mai neobișnuită. Părintele Vasilache Starețul a fost de acord, iar patriarhul de atunci, Nicol din Munteanu, și-a dat acordul. Și așa au început seriile de rugăciune la Mănăstirea Antin, întotdeauna cu invocarea Duhului Sfânt, cum a făcut și părintele în seara aceasta, și apoi începeau, mai ales duminica după amiază, în sala de conferință a bibliotecii de la Mănăstirea Antin, întrunirile acestea de suflet. Și acolo se propuneau diferite subiecte de interes duhovnicesc, în care unul dintre părinți le dezvolta sau un om de litere venea și expunea o altă temă în legătură cu viața spirituală din afara bisericii, și după expunerea acestei teme se puteau purta discuții și răuriri, încât dintr-un început modest, pe măsură ce lumea gusta bucuria de a fi prezent la aceste întruniri, în aceeași măsură sporeau și cei care ascultau și veneau cu drag la această rugăciune. Era un moment favorabil, pentru că viața spirituală nu înseamnă numai să te închini și să mergi la biserică, ci însemna și să trăiești clipele acestea de prezență în biserică și mai ales de participare la Sfânta Liturghie. Fiindcă în Sfânta Liturghie mi se oferă cu adevărat toată hrana duhovnicească de care avem nevoie și pe care o putem gusta și să ne fie de folos în măsura în care cunoaștem cuprinsul Sfintei Liturghii. Că dacă nu cunoști liturghia, stai și asculți, te plictisești, pentru că nu înțelegi ce se petrece, nu înțelegi cum se face chemarea Duhului Sfânt, nu înțelegi cum Duhul Sfânt și acum face minuni în prezența Sfintei Liturghii din ofrande, din darurile de pâine și vin, care sunt rodul muncii noapte, prin puterea Duhului Sfânt se transformă în trupul și sângele Domnului, și în felul acesta, în Sfânta Liturghie, avem prezența lui Dumnezeu întotdeauna când ești la Sfânta Liturghie. Ori dacă nu cunoști, nu poți să o trăiești această prezență. Și grupul de la timp, mai înainte de toate, aceasta ne cerea și ne dorea celor care veneau la întrunire să cunoască Sfânta Liturghie. Apoi mi se recomanda lectură multă din Sfinții Părinți, din Sfânta Scriptură, din Sfinții Părinți, pe
care întotdeauna în vorbirile lor invocau cuvântul Dumnezeu descoperit în Sfânta Scriptură. Și Sfinții Părinți începeau să fie cunoscuți, mai ales prin faptul că atunci, în 1946, a apărut cel din tâi volum din culegerea de texte din Sfinții Părinți, cunoscut sub numele de Filocalie. Și iată, eu am din vremea aceea primul volum care a apărut în 1947 la Sibiu și aceasta este ediția a doua, pe care eu am însemnat odată din august 1947. Și de atunci până astăzi am reușit, adică au reușit familia mea să mi-o păstreze și o păstrez ca pe sfintele moaște și mă întâlnesc de multe ori cu gândurile pe care le-am avut și cu însemnările pe care le-am făcut pe vremea aceea și iată, am deschis aici unde am subliniat un cuvânt care zice începutul mântuirii și al împărăției cerurilor este dragostea, subliniat aici cu roșu. Și acest cuvânt al Sfinților Părinți era unul dintre cele mai prețioase ajutoare pe care le aveam în întâlnirile de la Mănăstirea Antin. La Mănăstirea Antin, cum v-am spus, erau o seamă de călugări care erau mulți erau studenți, dar toți își aveau metania pe la alte mănăstiri. Aici însă au venit pentru studii și pentru a se lucra pe ei înșiși împreună cu cei de la Rusla. Și le-a venit în ajutor faptul că în mănăstire se găsea acest părinte Benedict Gheorghe. El era un om de o blândețe sufletească deosebită, de o inteligență aparte și care a luat schima monahală împreună cu un grup de încă trei alături de dânsul, trei tineri care atunci când au terminat teologia s-au hotărât să intre în mănăstire și în felul acesta să-și demnească întreaga viață slujirii Bunului Dumnezeu. Eu i-am cunoscut pe trei dintre ei, al patrulea murise în vremea când am ajuns eu acolo, dar care, la fel cu ceilalți, cât a trăit, a fost un om dăruit Bunului Dumnezeu și de la care mi-aduc aminte că am citit o broșurică mică în care vorbea despre darul lacrimilor. Era părintele Nicodim Ioniță, care, interpretând o seamă de aspecte din Sfânta Scriptură și din viața creștină, a înfățișat lumii ce înseamnă darul lacrimilor. Fiindcă de plâns știm să plângem toți și plângem uneori de durere, dar o durere pe care nu avem dăruită cuiva. Plângem de bucurie și atunci simțim mai mult darul lui Dumnezeu în lacrimi. Dar atunci când primești de la Dumnezeu
darul lacrimilor, atunci ești cu adevărat un om fericit, fiindcă trăiești adânc învățătura creștină. Alături de Părintele Benedict mai erau încă alții care s-au arătat a fi cu adevărat oameni ai Bisericii. Și ați auzit cu toții și de Părintele Daniel sau Sandu Tudor și de Părintele Sofian sau de Părintele Felix sau de alții care au... Și acest Părinte Daniel, a cărui poză este pe această copertă de carte, a fost, cum spuneam, a fost ziarist, a fost, dar ce n-a fost? A fost aviator, a fost scriitor, a fost profesor, a fost ofițer, de toate, căutând un loc în care să se poată mântui. Și căile lui au fost călăuzite în așa fel încât să ajungă la mănăstirea asta. În vremea aceea, mănăstirea Antim, care cred că o cunoașteți cu toții, este foarte frumoasă, este ctitoria lui Antim Ivireanu și ușile care sunt la intrare sunt originale, sculptate de mitropolitul Antim Ivireanu. Și turla aceasta, care o vedeți acum pe biserică, a fost fisurată de cutremur și trebuia reparată. Și l-a trimis Bunul Dumnezeu către Antim pe Sandu Tudor, care avea multe relații în lume și care a mobilizat, a atras lumea să sprijine lucrarea de reînnoire a mănăstirii Antim. El s-a dăruit acestei lucrări încât și-a primit și locul de a locui în clopotnița mănăstirii, aici deasupra mănăstirii, deasupra clopotniței de intrare, este o cameră mai mare, unde el și-a găsit adăpost și unde și-a adăpostit și miile de volume de cărți pe care le aveau și unde noi, cei tineri, râvneam să ne îngăduie, să mergem măcar să le privim, dacă nu putem face mai mult. Spuneam că în vremea aceea începuse o mișcare locală, o mișcare de cunoaștere a scrierilor fiți Sfinților Părinți. Și această activitate urma să fie îmbrățișată și de grupul de la Antim. Și de aceea, tot ceea ce se făcea la rugul aprins era pe temei patristice. Lucrarea filocalică nu era un început nou în țara România. Fiindcă așa cum vă este cunoscut, cred, multora dintre frățiile voastre, filocalia este un cuvânt grecesc care ne spune iubire de frumos. Și cei care au luat acest cuvânt pentru a arăta o lucrare aparte au fost doi sfinți părinți, Vasile și Grigorie. Vasile cel Mare și Grigorie, teologul sau de Nazians, care au selectat din scrierile
unui teolog din dinainte de ei, de scrierile lui Origen, a selectat părțile cele mai frumoase, ca să le pună la îndemână și altora care nu pot să alerge să găsească scrierile acestea. Și tot ce au adunat ei, acest florilegiu, l-au numit cu numele acesta de filocalie, adică iubire de frumos. Lucrarea aceasta însă se referea la scrierile lui Origen, era pentru vremea aceea. Dar a fost însă un părinte, un călugăr mai îmbunătățit, Nicodim, care după numele de la Atos se numește Achioritu, care a adunat, cum au făcut Sfinții Părinți Vasile și Grigorie, au adunat ca și ei, din toți Sfinții Părinți, părți frumoase, pe care apoi le-au tipărit cu sprijinul unui domnitor român, un mavrocordat, le-au tipărit la Veneția, în secolul al XV-lea. Această carte, care s-a numit Filocalia, sau titlul mai lung, după cum îl are părintele, sau culegere din scrierile Sfinților Părinți, care arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși. Fiindcă Mântuitorul le-a lăsat acest cuvânt când a spus: fiți desăvârșiți, precum și Tatăl vostru din ceruri desăvârșit este. Și atunci, ca să fim în ajutorul tuturor creștinilor, a făcut această culegere de texte ca să fie la îndemâna tuturor. Scrierea aceasta, deși tipărită la Veneția de Nicodim Achioritu și, cum spun, titoria materială a scrierea făcută un principe român, era restrânsă în exemplare și mulți căutau să citească. Și atunci toți cei care puteau copiau și s-au făcut foarte multe manuscrise de copii de pe această ediție a Filocaliei și s-a răspândit în toată lumea ortodoxă, în muntele Athos mai ales, unde toți călugării căutau să adâncească înțelepciunea Sfinților Părinți, și în țările române și în alte părți. Dar, fiindcă era în limba greacă, nu toată lumea ajungea să o citească. Și la muntele Athos, unde mergeau pe vremea aceea călugării ca să se întărească sufletește, să se pregătească mai intens pentru viața de mănăstire, mulți dintre ei căutau ori de unde ar fi fost, și știți că la muntele Athos sunt reprezentate toate bisericile ortodoxe din lume, și călugării de acolo căutau să aibă Filocalia, iar cei care nu puteau avea o copiau și o duceau cu ei acasă. A vroit Bunul Dumnezeu ca un călugăr care a mers să-și întărească sufletul în cunoștințele de la Athos, când a plecat de la Athos, să ia cu el și această carte minunată. Și acest călugăr a fost Paisie Velicicos, care era ucrainean de origine. Unii spun că ar fi fost mai român decât ucrainean.
și care un grup destul de mare de călugări care au fost cu el au venit și s-au stabilit în Moldova, la mănăstirile din nordul Moldovei și unde Paisie Vilicicovski, care se bucura de multă autoritate și de multă cinstire din partea tuturor călugărilor care îl ascultau ca pe un adevărat părinte superior, s-a gândit să fie de folos și celor din regiunea din care a venit. Și a tradus în limba rusească, Filocalia, ca să poată ajunge în mâna poporului și a mănăstirilor din Rusia. Dar în același timp s-au încercat și traduceri în românește, atât cât puteau părinții de la Dragomirna, de la Secu sau de la Neamț, unde s-a stabilit până la urmă. Și cu această apariție sub titlul de Dobrolubitel, adică iubire de frumos, a tradus titlul de Filocalie în limba rusă, sub forma aceasta a fost răspândită în toate mănăstirile rusești. Și pe temeiul acestei cărți, al învățăturilor cuprinse din Sfinții Părinți în această Dobrolubitel, s-a dezvoltat viața sufletească a mănăstirilor din Rusia. Am făcut acest excurs pentru că mai târziu și noi la Antin am avut bucuria pe care a dat-o Dumnezeu acestei grupări Rugul Aprins, ca din tradiția aceasta, din multiseculară a stareților ruși, să vină și la noi un stareț care a dus tradiția de la Optina, părintele Ioan Cudeghin, care venind la Antin a descoperit pentru cei care erau în grupul Rugului Aprins care este forma cea mai adecvată pentru ca cei care își doresc mântuirea să se poată apropia de adevărul creștin. Aceasta a fost până atunci când, în anii aceștia, când a început Rugul Aprins, părintele Stăniloae să traducă această carte, Filocalie, și despre care spune că nu se adresează numai călugărilor, ci se adresează oricărui creștin. Este adevărat că pentru călugări obligația este mai mare de acum, dar zice, se adresează în Biserica Ortodoxă tuturor credincioșilor, fiindcă socotim că nu există linie de separație între viața monahului și viața creștinească în general. Fiecare este dator să se înalțe cât mai mult spre idealul desăvârșirii. Fiecare e dator să lupte pentru curățirea sa de patimă, pentru dobândirea virtuților care culminează în dragoste. E vorba de o deschidere graduală între creștinătatea realizată de mireni și ceea ce trebuie să o înfăptuiască monahul, nu de una calitativ deosebită. Aceasta este oarecum motivația pe care părintele Stăniloae și-a găsit-o
pentru a traduce Filocalia. Și această lucrare s-a făcut cu ajutor de la Dumnezeu, pentru că manuscrisul sau cartea după care a făcut traducerea a fost adusă de la Muntele Athos, de către părintele Arsenie Boca, când a fost student, când a fost la Muntele Athos, tocmai pentru ca să-și îmbunătățească și el viața. Și cu părintele Arsenie alături, părintele traducea, părintele de multe ori scria ca să-l ajute, iar coperta, așa cum este și astăzi, este desenată de părintele Arsenie Boca. Și în prefața acestei cărți, părintele Stăniloae îi se adresează cu mulțumiri părintelui Arsenie zice: un cald cuvânt de mulțumire trebuie să aduc părintelui ieromonac Arsenie de la mănăstirea Brâncoveanu, bunul meu student de odilioară care mi-a rămas mereu aproape. Spre sfinția sa a binevoit să scrie după dictatul meu cea mai mare parte din traducere la prima ei redactare. În afară de aceasta, prin prezența aproape necontenită și stăruința ce a pus-o lângă mine de a face această traducere, mi-a alimentat curajul considerabil ca să pot duce până la capăt o muncă ostenitoare. Și spune aici, mi-a executat și coperta. Iată, iubiții mei, cum se împletesc aceste bune intenții și eforturi din toate părțile pentru a veni în sprijinul credincioșilor și monahi și mireni. Și pentru aceasta s-a străduit și grupul de la Rugulatul. Spuneam că în fiecare duminică după masă se adunau creștinii și sala, care era puțin mai mare decât biserica aceasta, a devenit neîncăpătoare cu timp. Erau acolo, câte vreme a fost civil, domnul Sandu Tudor, care era un entuziast și un neobosit căutător de comori duhovnicești. Și tot ceea ce afla, împărtășa și celorlalți, încât alături de el te simțeai întotdeauna bine și întotdeauna aveai un folos duhovnicesc. Alături de de Sandu Tudor, care a fost și directorul unui ziar pe vremea aceea, care s-a numit Credința. Dar care nu numai asta, înainte de a deveni el membru la Rugulatul. Alături de dânsul era părintele Benedict Chiuș, care era un monah atât de smerit și atât de strălucitor în viața lui sufletească, atât de simplu în manifestările lui obișnuite, dar atât de strălucitor în viața de duhovnic sau de preot slujitor. Avea o voce, mă iertați dacă spun, îngerească. Avea un glas cristalin care îți făcea plăcere să-l auzi. Și eu parcă aud și acum în urechile mele, când mergeam la vecernie după amiaza sâmbăta și când călugări smerit stătea la strană și citea psalmii
cutremie și zicea, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului. Și când le spunea cu atâta convingere și cu atâta bucurie sufletească ca să constate că este adevărat ceea ce spune Psalmul, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului. Deci ca floarea, iarba poate și producă și flori, încât era pentru fiecare care auzea un îndemn ca ceea ce face să poată să ajungă și să înflorească, chiar dacă mai târziu ca floarea câmpului se ofilește și aruncată în foc, cum spune în altă parte. Dar prezența omului acestuia era un dar deosebit al lui Dumnezeu pentru grupul la care era. Eu am avut și bucuria și darul de la Dumnezeu să-l am și asistent la Catedra de Mistică. Părintele Benedict a fost asistent la Catedra de Mistică când profesor era Nichifor Crainic. Iar după ce Nichifor Crainic a fost înlăturat de regimul comunist, atunci a urmat pentru scurtă vreme un alt om minunat, profesorul Ion Ghesavin, iar apoi a ajuns profesor de mistică, părintele Dumitru Stăniloae, care s-a mutat de la Sibiu la București. Prima traducere a acestui volum s-a făcut la Sibiu. Apoi părintele s-a mutat la București și a participat și dânsul la mișcarea grupului Rugul Aprins. Părintele Benedict era oarecum duhovnicul tuturor. Era omul care inspira dragoste și preocupare pentru tot ceea ce ar fi putut fi în folosul tău spre mântuire. Încât numai acești trei, dacă ar fi să-i spunem, și deja e un triolet care cântă așa de frumos pe melodia spiritualității românești. Dar în afară de ei au fost și alți. Oameni minunați. Oameni care erau monahi și eu am avut această bucurie să fiu chiar coleg de facultate cu unii dintre dinșii, cu părintele Felix Dubneac, am fost coleg de an la facultate, părintele Sofian era înaintea mea cu un an, el era coleg de an cu cel care a fost mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu, care era Corneanu de o puritate aparte și care în vremea de peste 50 de ani cât a fost ierarh, n-a uitat niciodată ceea ce a învățat cât a fost la Rugul Aprins și a fost un slujitor plin de dragoste, așa cum sublinia părintele în citatul care vi l-am spus, părintele Stăniloae, în citatul care vi l-am spus. Și între cei care erau acolo, erau oameni de știință, oameni de litere, care își puneau toate priceperea și cunoștințele lor în slujba adevărului care era cuprins în Sfânta Scriptură. Și arătau că între adevărata știință și credință nu este niciodată nicio disensiune, fiindcă știința nu face altceva, iubiții mei, decât să descopere ceea ce Dumnezeu a sădit în existența pe care a creat-o.
tot ceea ce se descoperă, lucruri extraordinare, dar toate sunt cuprinse, zidite de Dumnezeu în tot ceea ce a făcut. Și cum Sfânta Scriptură era cea care rânduia toată lucrarea rugului aprins și ocrotirea grupării acesteia, a fost tot rugul aprins. Rugul aprins despre care ne spune Sfânta Scriptură în Cartea Ieșirii, în capitolul 3, când Dumnezeu i s-a arătat lui Moise. Dar pentru că a-L vedea pe Dumnezeu nu este cu putință oamenilor și să rămână viu, Dumnezeu n-a vrut să-L piardă pe Moise. I s-a arătat sub forma rugului aprins. Acest rug aprins care a luminat pentru Moise și a arătat drumul pe care trebuie să meargă spre țara făgăduinței cu poporul ales, lumina lui a fost călăuzitoare, arătată mai departe în stâlpul de foc care i-a călăuzit în peregrinarea lor prin pustie. Acest rug aprins, care nu s-a mistuit niciodată, a devenit simbolul și ocrotirea acestui grup care a lucrat la mănăstirea Antim și în care s-au înscris, cum spun eu, adică au lucrat, că nu era formă de înscriere, deci doresc să mă înscriu, și veneai și te dăruiai. Au lucrat și oameni de știință, și oameni simpli, și preoți, și ingineri, și ofițeri mai ales. Au fost 4 generali, a cărui nume nu mi-aduc aminte acum bine, pe unul știu bine, că se numea generalul Tetrat, care de la înălțimea gradului militar, care l-a avut și încă nu erau deblocați, adică dați afară din armată, dar veneau și participau ca oamenii credincioși, oricare dintre oamenii credincioși. Icoana rugului aprins, așa cum o vedeți aici, este reproducere după icoana pe care părintele Ivan Culighin a adus-o cu el din Rusia și care a dăruit-o grupului rugul aprins și care este și astăzi în mănăstirea Antim și care este și simbolul Maicii Domnului. Pentru că singura care a putut avea focul dumnezeiesc și nu a ars, nici nu s-a mistuit niciodată din pricina căldurii și a dumnezeirii, a fost Maica Domnului. Și atunci l-am rugat pe părintele Sofian să-mi picteze și mie o iconiță cu rugul aprins al Maicii Domnului și a avut această viziune în care Maica Domnului este în flăcările rugului aprins. Și aș vrea să vă spun că am avut o bucurie aparte când, mergând la Ierusalim acum 19 ani, am vrut și eu să trimit o scrisoare acasă ca să știu pe unde am ajuns și m-am dus la poștă să-mi dea timbre și mi-a dat timbre cu rugul aprins. Parcă ar fi știut că eu am venerație față de rugul aprins. Și mi-a dat timbrele cu rugul aprins și cum atunci părintele Roman Braga era în America, i-am trimis o ilustrată cu timbrul rugului aprins și când mi-a scris, mi-a zis că am făcut eu o lucrare așa ca să fie timbrul rugului aprins pe scrisoare care i-am trimis-o lui. Deci nu, dragul meu, așa a vrut Dumnezeu, ca să văd că este cinstit rugul aprins și în lumea ebraică, așa cum îl cinstim și noi creștinii de astăzi. Și să spui cât de... să mă apropie.
La nesfârșit, Părinte. Deci, frații mei, alături de Părintele Benedict și de Sandu Tudor, Părintele Agaton mai întâi și după aia Daniel, și erau și alți oameni de știință, și nu pot să trec fără să-l pomenesc numele profesorului Alexandru Mironescu, zis Codin, care era profesor la Facultatea de Chimie și era un creștin convins și lucra pentru adevărul creștin în toate formele. Și mai era doctorul Vasile Voiculescu, care pe lângă că era un medic excepțional, era și un poet suav, un poet de o sensibilitate aparte, încât opera lui este și acum apreciată și cinstită de toți cei care erau, care știu să guste o literatură sufletească. Și în revista Lumea Monahală, acest număr care a apărut acum, aș vrea să vă spun că puteți să citiți câteva cuvinte despre profesorul Todirașcu. Care a fost conferințiar la drept, da, acest om care, din pricina credinței lui și activității în cadrul lucrului aprins, n-a făcut închisoare, dar a fost dat afară din învățământ și a lucrat ca tehnician electrician la o întreprindere de lemn, de profil sau cum e numește. Și alături aici este și poza lui Virgil Cândea, care a fost un mare teolog, dar și om de istorie și care a avut lucruri extraordinare realizate în viață. Aș vrea să vă mai spun că lucrarea filocalică din Rusia a fost și noi, la început, în grupul Rugului Aprins, ne-am sprijinit pe tot ceea ce se cuprinde în spovedania unui pelerin rus, care a circulat în Rusia până și în zilele noastre. Și aici, în aceste spovedanii, anonimul care se numește pelerinul rus arată ce importanță are lectura filocaliei pentru sufletul fiecăruia și cum acest pelerin rus, plecând de la Kazan, a străbătut în lung și în lat, căutând mănăstirile din Rusia pentru a fi cât mai aproape de Dumnezeu. Și această carte, într-o ediție franțuzească, a ajuns pe vremea comuniștilor și la noi, și cum eram studenți și noi aveam voie să avem lectură străină, cu cel care a ajuns preasfințitul Nicolae Corneanu, care a și primit cartea de la cineva, și noi trei oameni ne-am împărțit în timpul încât în trei zile sau patru zile să citim toată cartea. Și când unul dormea, celălalt citea și urma celălalt. Încât în câteva zile, trei oameni, am citit toată cartea. Și când a ajuns Preasfințitul Nicolae
mai mare, adică a fost episcop, atunci și-a adus aminte de felul cum am citit noi și a zis, trebuie să o facem accesibilă oamenilor. Și mi-a poruncit să o traduc din franceză. Și am tradus-o din franceză și am închinat ediția a cincea, fiindcă a ajuns la ediția a cincea, am închinat-o mitropolitului Corneanu când s-a împlinit un an de la moartea lui. Și vă semnalez frăților voastre pentru că rugul a prins, nu s-a mistuit și arde și în zilele noastre. Arde o flacără însă, nu cu strălucirea pe care a avut-o Moise, ci cu atâta cât putem să o reflectăm fiecare dintre noi. Fiindcă din rugul aprins, din câți au fost la început, câteva zeci de oameni în vârstă, apoi a fost o generație intermediară, iar eu am făcut parte din generația tânără, fiindcă în momentul în care, n-am să spun tot, rămân pe altă dată. Fiindcă pe părintele Culeghin, cu Braga Roman, student fiind și eu cu el locuind în același cămin, mergeam foarte des la Cernica. Și am ajuns odată acolo, eu, iertați-mă că mă laud, sunt ardelean. Și în județul de unde suntem noi, nu exista pe atunci decât o singură mănăstire la Izbuc. Și era departe de oraș. Și n-am ajuns decât târziu să o cunosc, nu la început. Și acum când am ajuns să fiu teolog, doream să cunosc viața de mănăstire. Și am avut de la Bunul Dumnezeu darul să-l am coleg pe părintele Roman Braga, nu era călugăr atunci. Eram colegi de facultate cu părintele Sofian, cu părintele Adrian Făgețeanu, cu părintele Sofian, cu părintele Gerasim Cristea, care a fost arhiepiscopul de Râmnic și cu mulți alții, cu Valeriu Anania și... Dar cu Roman Braga eram coleg de clasă și de bancă și el a făcut seminarul monahal de la Cernica. Acolo erau și tineri și mai puțin tineri, fiindcă părinții Sofian și ceilalți care au făcut seminarul monahal erau mai înaintați în vârstă, dar făceau studiile mai târziu. El însă era la vârsta obișnuită și când a venit regimul antonescian, fiindcă e acuzat de atitudine politică, a desființat seminarul monahal. Ori fiind când seminarul monahal de la Cernica, Roman Braga a cunoscut foarte bine viața călugărească. Și atunci eu, necunoscător total în materie, l-am rugat să mă sprijine și pe mine să câștig câte o cunoștință ceva. Și mergeam de câte ori aveam timpul liber, mergeam la Cernica. Și acum, cred că în 45, către toamnă, zi frumoasă, călduroasă ca de vară, am ajuns la Cernica și unde știți, frățiile voastre, sunt două biserici mari. În Ostrovul Sfântul Nicolae și în Ostrovul Sfântul Gheorghe. Ostrovul Sfântul Gheorghe e cetatea mare în care e acum mănăstirea propriu-zisă și Sfântul Nicolae era în partea de jos, care acum nu mai știu dacă s-a terminat de reparat biserica. Pe drum însă
treceai pe lângă cimitirul, e o bisericuță mică, Sfântul Lazar. Și trecând noi pe lângă biserică, am auzit cântare religioasă. Roman Braga, care e originar din Basarabia și cunoștea ce aici se cântă slavonești, ruseri. Și hai să mergem să vedem ce e. Când am intrat înăuntru, era un grup de călugări și nimăicuțe și se vârșeau liturghia în limba slavonă, limba rusă. Acolo era într-o strană mitropolitul Nicolae de Rostov. Și când am terminat slujba până la capăt, era un călugăr, cred că era tot basarabean, care știa românește și care ne-a făcut legătura prin limbă cu cei care eram acolo și între călugării care au slujit acolo a venit unul care s-a interesat mai mult de ce facem la facultate, de aspectele vieții în general. Și atunci noi am vorbit despre rugul aprins, unde în afară de grupul mare, era grupul de tineri și eram din toate facultățile, și medicină, și umană, și veterinară, și chimie, și farmacie, și aproape toate facultățile eram prezente. Și i-am istorisit și atunci discuția a fost mai amplă și am înțeles noi că e un om mai ales. Și ne-a exprimat că ar vrea și el să cunoască acest rug aprins despre care i-am vorbit noi. Și când am ajuns, i-am istorisit părintelui Benedict Ghiuș, care după câteva zile împreună cu domnul Sandu Tudor și cu domnul Mironescu s-au dus la Cernica și l-au găsit și au înțeles ce importantă descoperire s-a făcut. Și l-au invitat la Antim, unde a venit cu regularitate până când l-au luat rușii și l-au deportat, l-au dus și l-au condamnat la ani de închisoare și unde s-a și pierdut urma lui, Dumnezeu să-l odihnească, și care a devenit oarecum părintele spiritual, duhovnicul acestui grup de la rugul aprins și care i-a și învățat, ne-a învățat pe toți ce înseamnă rugăciunea neîncetată. Pentru că miezul întregii activități duhovnicești este rugăciunea neîncetată a rugului aprins. Vă mulțumim foarte mult, preacucernice părinte profesor, care iată la cei 29 de ani pe care îi aveți, vorbiți cu o fluență și cu o cursivitate extraordinară, având o minte și o memorie și o luciditate fermecătoare. Noi anul trecut, la Moșii de Iarnă, pe 7 noiembrie, cu mila lui Dumnezeu, am săvârșit aici în biserică un parastas, în care i-am pomenit pe toți marii părinți duhovnicești ai spiritualității noastre ortodoxe drept măritoare. Între care, sigur, la loc de frunte, i-am pomenit pe toți membrii rugului aprins. Astăzi am organizat această întâlnire, pentru care vă mulțumim și Sfinției voastre și domnului Adrian Georgescu, exact la data de 22 februarie, 2016, când exact astăzi se împlinesc 5 ani de când s-a înveșnicit cu tronul ceresc al Preasfintei Treimi, Părintele Petroniu Tănase, starețul schitului românesc Prodromu și el unul din membrii de vază ai rugului aprins. Peste două luni, pe 22 aprilie, se va împlini un an de când a murit Părintele Roman Braga. La sfârșitul lunii ianuarie s-au împlinit 5 ani de când a murit Părintele Bartolomeu Valeriu Anania.
În vară, în 20 iulie, se vor împlini 5 ani de când a murit părintele Arsenie Papacioc. În septembrie, în 10 septembrie, alți 5 ani de când a murit părintele Adrian Căgețeanu. Toți membrii ai Rugului Aprins. Anul trecut, în 29 august, s-au împlinit 10 ani de când a murit marele și vrednicul mitropolit Antonie Plămădeal al Ardealului. Și el, basarabean, ca și Roman Braga, ca și Sofian Boghiu, ca și Benedict Ghiuș, ca și alții, și membru, totodată, al mișcării spirituale Rugul Aprins, de asemenea, bun prieten și deosebit coleg al Sfinției voastre. Și iată toate acestea și multe alte motive ne-au determinat sau ne-au făcut, ne-au convins, dacă vreți, să organizăm această seară duhovnicească pe această temă, cu acest titlu sau cu acest subiect și cu acești invitații. Am mai fi vrut noi, dar va rândui Dumnezeu altă dată, cu altă ocazie, când sigur veți veni și Sfinția voastră, să îl invităm aici și pe Părintele Gamaliel de la Mănăstirea Antim, ucenic al Sfinției voastre și bun cunoscător al mișcării spirituale Rugul Aprins și, sigur, viețuitor al Mănăstirii Antim, totodată și bun prieten al domnului scriitor Adrian Georgescu. Peste 3 zile, cu ajutorul lui Dumnezeu, un grup de bărbați plecăm la Mănăstirea Frăsinei. Cei care vreți, până mâine seară, să ne dați pomenice, dacă vreți să vi le ducem acolo. Nu întâmplător pomeneze Mănăstirea Frăsinei. Dacă mă leagă ceva în mod deosebit sau în mod special de domnul Adrian Georgescu, este Frăsinei, pe care îl frecventăm cât putem de des amândoi. Și chiar unele cărți ale domnului Adrian Georgescu au fost inspirate sau au plecat în urma experiențelor sale duhovnicești acolo, la Mănăstirea Frăsinei. Rugăciunile, una dintre cărțile domnului Georgescu, Monacul Lăuntric, ediția 1-a și a 2-a, deci și reeditată, și Descenzio și alte cărți a domnului Georgescu pe care sau despre care îl voi ruga pe dumnealui personal să ne vorbească. Peste 2 săptămâni, pe 7 martie, va veni un ucenic al Sfinției voastre să vorbească. Părintele profesor Vasile Gordon, ginere al părintului Voicescu și el cândva membru al Rugului Aprins. Părintele profesor Vasile Gordon va vorbi sigur pe altă temă, despre tine și despre felul în care erau educați sau ce valori erau cultivate tinerilor în viața lor în timpul Antichității. Plecând de acolo, să ajungem la zilele noastre spre a da mărturie tinerilor de azi și a le da câteva exemple și repere în acest sens. Peste 2 săptămâni, pe 5 martie, cu ajutorul lui Dumnezeu, facem o campanie umanitară la Buzău, la Părintele Profesor Mihail Milea, la Fundația Sfântul Sava. Cei care vreți și puteți să ne ajutați să face colectă de alimente, în primul rând, începând de lunea viitoare, din data de 29 februarie, până vinerea elaltă, în 4 martie, se va face această colectă aici, la noi, la biserică, pentru a putea, în ziua de sâmbătă, 5 martie, după Sfânta Liturghie și după parastasele, că sunt morți de primăvară, după pomenirea morților, să mergem să le ducem acolo. Avem nevoie de oameni, de resurse umane, de ajutoare și chiar de mașini. Și nu în ultimul rând, chiar și de sfaturi, de sugestii și recomandări în acest sens. Îl avem în mijlocul nostru și pe domnul Adrian Georgescu, care merge și frecventează des Mănăstirea Antim, participând acolo la Sfintele Slujbe și nu numai, și la alte acțiuni și activități culturale și spirituale pe care le organizează în cadrul ei Sfânta Mănăstirea Antim. Tema de astăzi, titlul acestei seri, este Mișcarea spirituală Rugul Aprins între istorie, prezență și actualitate. E despre această actualitate pe care a anticipat-o și pe care a pomenit-o chiar și Părintele Profesor Nicolae Bordașiu, dorim să vorbească în continuare domnul Adrian Georgescu. Îi mulțumim
că este în seara aceasta cu noi, în mijlocul nostru și, bineînțeles, și pe Dumnealui îl mai așteptăm și cu alte ocazii. Binecuvioase Părinte și dragi frați, domnule Stelian Gombor, vă mulțumesc pentru invitație și Părintelui îi mulțumesc că m-a tolerat de stânga sa și mă tolerează de câțiva ani bun de când ne cunoaștem. Domnia sa, Preasfinția sa a avut bunăvoința să îndrăgostească de o carte de-a mea și de aici a pornit o relație care, dincolo de realitatea întâlnirilor care sunt așa cum se poate, este una profund duhovnicească și care este însuflețită de puterea cuceniciei sale de a iubi. Părintele Bordașiu este cunoscut în București și în țară ca unul dintre mari iubitori și unul dintre ultimii mari iubitori pe care biserica noastră îi cunoaște, indiferent de rangul fiecăruia. Părintele Bordașiu este, eu fac acum o laudatio, pentru că de aici, de la această laudatio, voi porni discursul meu despre actualitatea Rugului Aprins. Părintele Bordașiu nu este o relică. Nu trebuie să ne gândim că are 93 de ani și să-i dea 22 de ani și să-i dea Domnul să ajungă la mult mai mulți ani, ci este o conștiință a ceea ce înseamnă creștinismul ortodox în București, mai ales. Pentru că, așa cum spunea și domnia sa, și preacuvucenicia sa, nu despre a ne închina și de a merge la biserică este vorba în cele din urmă, ci este vorba de a avea conștiința faptului pentru care mergem la biserică și ne închinăm. Rugul aprins, așa cum a spus Părintele, este încă de când s-a arătat lui Moise, nu? De când i s-a arătat înainte de a i se arăta Dumnezeu în spatele, o putere care nu și-a redus puterea de iradiere, nici lumina, nici căldura, nici văpaia, nici adevărul. Fiți desăvârșiți precum Tatăl nostru din cerul desăvârșit este, spune Evanghelia, cum a spus și Părintele Nicolae, și trebuie să ne gândim exact ce înseamnă acest lucru. Dacă există vreun motiv pentru care s-a născut Iisus Hristos, s-a răstignit și a înviat, e numai acesta, ca să devenim ceea ce este El însuși. Iisus Hristos atât de mult își dorește să devenim ceea ce sunt, ceea ce a fost El ca om și ceea ce este El ca Dumnezeu. Iisus Hristos, prin Tatăl, prin Iisus Hristos, ne cheamă să-L fim alături, să-L ascultăm și mai ales să-i slujim slăvindu-l. Oare ce înseamnă a-l sluji slăvindu-l? Înseamnă că orice înțelegere noastră omenească... Numai puțin mă iertați. Din respect pentru invitați și pentru faptul că se înregistrează toate aceste manifestări pentru care s-a depus o muncă, vă rugăm foarte mult să păstrați liniștea în biserică și să închideți telefoanele. Deci, cum v-am spus, orice criteriu uman, orice înțelegere, orice gândire, orice opinie, orice judecată, orice este de la noi, nu poate să ne justifice acțiunile și nu poate să ne justifice omenitatea pe care a pus-o Dumnezeu când ne-a creat. Orice ce nu facem în credința lui Dumnezeu, în El, în dragostea lui Dumnezeu, nu este omenesc. Este o absolută abatere de la ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. Să ne gândim ce înseamnă păcat. Păcatul are o definiție extraordinar de vastă, dar în același timp se poate limita la o idee. Ia gândiți-vă dacă nu e cumva corectă această idee.
că dacă ar fi să ne să mergem pe orizontală și să căutăm definiția păcatului, ne-am pierde în amănunte. Păcatul este tot ceea ce nu se face prin credință. Și dragostea noastră, cum spunea și Părintele mai devreme, dragostea noastră omenească, care este foarte bună, de soți, de frați, de copii, este dragoste firească asta, adică a firii. Este normal să-ți iubești mama, este normal să-ți iubești sora, este normal să-ți iubești copilul. Dar dacă această dragoste nu este împărtășirea dragostei lui Iisus Hristos, ea nu trăiește, nu este vie, este o idee, este o iluzie. Ori noi nu, creștini ortodoxi, noi nu ne închinăm unei iluzii, nici unei idei, nici unei preconcepții pe care o avem. De-aia dragostea, și iar spunea Părintele mai devreme, dacă nu o trăiești, ea este teorie. Teorie nu în sensul vederii Dumnezeu, ci discuție pur și simplu. Ori dragostea discutată se transformă în literatură. Viața noastră în Hristos, în toată această lume în care trăim, trebuie să fie acest rug aprins pe care eu tare mult aș dori să-l văd cumva actualizat și perpetuat de o prezență vie a mulților creștini care sunt în București. Ceea ce se întâmplă la Mănăstirea Antim, cu catehezele pe care se străduiește Părintele Ierodiacon Gamaliel să le susțină de ani de zile, săptămână de săptămână, cu o mână de oameni din toate cartierele orașului și de toate felurile ca profesiuni, e un lucru foarte bun. Pe mine m-a uimit faptul că puțină lume participă la aceste reuniuni. Părintele povestea că pe vremea rugului aprins, sala pe Consiliu a Bibliotecii Sfântului Sinod actual era neîncăpătoare, mulți tineri. Acum tinerii nu sunt. Unde ne sunt tinerii? Cum și o întrebare care se punea pe la jumătatea secolului XIX. Încotro se îndreaptă ei. Ce caută și ce vor? Am fost și eu tânăr și am trăit aceeași dezorientare, aceeași degringolare, aceeași nebunie, dar care nu este similară celui de acum. Eu mi-am petrecut tinerețea într-o vreme de așezare cumva, deși eram toiul unor vremuri comuniste, să-i spunem așa, dar era o oarecare liberalizare și o oarecare bunăstare din ceea ce privește traiul material și siguranța zilei de mâine. Vremurile au evoluat, am scăpat de comunismul care am crezut că este unica opresare a societății românești și a acestei țări, și s-a dovedit a nu fi așa, s-a dovedit a fi faptul că un rău, un mare rău, care a fost comunismul de origine sovietică, care ne-a fost impus, a fost înlocuit cu o spulberare care nu știm unde va duce. E adevărat că nu se pot compara două rele. Răul este rău, nu ai cum să-l compari unul cu ce e mai rău, cu ce e mai mult rău sau mai puțin rău. Răul este rău. Iar acest rău care ruinează conștiințe, suflete, mentalități, gândiri, voințe, nu are rost să-l numesc acum în fața frăților dumneavoastră, pentru că fiecare îl simțiți la nivelul dumneavoastră și la nivelul percepției dumneavoastră, poate, dar ar Dumnezeu să nu fie așa, la loviturile pe care le primiți din partea vieții în fiecare zi. Eu știu că ne este greu, ne este greu să trăim și dacă nouă ne este greu, ce să mai vorbim despre oameni ca Părintele Nicolae Bordașiu, care au suferit umilințe, torturi fizice, închisoare, ascunziși, scuipări și așa mai departe. Calea dânșilor, calea Părintelui Nicolae, calea celor ca dânsul, este mai nete decât Mântuitorul Iisus Hristos. Probabil că Mântuitorul Iisus Hristos îl iubește mai mult pe Părintele Nicolae decât
mă iubește pe mine, de exemplu. Pentru că dându-i această șansă, între ghilimele, bineînțeles, de a se oferi lui Dumnezeu prin jertfă, Părintele Nicolae și cel asemenea dânsului și-au găsit o cale. Noi nu putem spune decât că facem o lucrare de căutare a căi, dar, după cum știm foarte bine, calea nu prea ți-o cauți și pe cale ești așezat, pe care te așează Dumnezeu și te cheamă. Semnele prin care te cheamă Dumnezeu sunt diverse la fiecare om. Nu confundați aceste semne cu talentul pe care îl avem fiecare. Semnele lui Dumnezeu sunt de cele mai multe ori neînțelese de majoritatea noastră. Nu le înțelegem pentru că ni se par că vin ori prea târziu, ori într-un moment nepotrivit, ori nu aduc exact ceea ce voim noi. Dar oare ne-am gândit foarte clar că ceea ce voim noi într-un moment sau altul nu este ceea ce ni se potrivește, nu este ceea ce e mai bun pentru noi, nu este ceea ce este mai bun pentru a ajunge la Iisus Hristos. Din cauza asta și suferința noastră este una măruntă și omenească. Este mai mult, seamănă cumva cu ambiția acelor copii cărora nu li se răzbiala acelor copii care nu li se da darul în momentul în care doresc ei. Acum vrea nu știu ce jucărie și dacă nu i-o ofer, se tăbărește pe jos și începe să țipe sau ce dă din picioare. Vorbind odată cu părintele despre ispite, noi știm foarte bine că Dumnezeu nu dă ispite, Dumnezeu le îngăduie. Ispitele vin de la altcineva. Trăind în ispitele pe care le îngăduie Dumnezeu, discutam cu un părinte de la Frăținei, pe care domnul Stelian îl va vedea zilele viitoare, când se va duce acolo, discutam cu un părinte și era și un preot din București, o biserică din militar, discutam despre acest miracol, spunea părintele, că din să vorbim mai mult, un călugăr, nici măcar nu este românat, un călugăr, care spunea despre miracolul de a suferi. Un om care este bolnav, probabil că de cancer, și care nici nu pronunță numele bolii de care suferă. Și spune, această boală pe care eu o am, este lauda mea în fața lui Dumnezeu. Părintele din București nu prea înțelegea ce înseamnă asta. Nu poți să nu te lauzi cu o boală gravă și incurabilă. Zice, dacă Dumnezeu mi-a îngăduit să trăiesc până la vârsta asta, înseamnă că are o socoteală cu mine. Iar când mă va lua, are altă socoteală. Acesta este rugul aprins pe care noi trebuie să-l trăim în zilele noastre. Și întâlniri de genul acesta sunt foarte fructuoase pentru că aduc împărtășire. Ceea ce suferim noi acum este lipsa de comunicare. În pofida faptului că avem o multitudine de mijloace de comunicare, de la telefon, internet și așa mai departe, oamenii nu mai comunică între ei, dar nu sunt nici interiorizați. Intră într-un autism virtual care este cel mai periculos pentru minte, suflet și inimă. Pentru că îi duce într-un autism spiritual. Acesta virtual îi transportează... Exact. Iar lipsa de spiritualitate este ceea ce îi duce pe oameni, pe tineri, că despre tineri vorbesc, merită să facem vorbire în special, că noi ne-am cam terminat. Viețile ca timp fizic, nu ca lucrare, ca timp fizic, îi duce la sintagme extraordinar de periculoase. Cum este această sintagmă care se folosește acum despre tine, după evenimente de la colectiv, tinerii frumoși și liberi. Două minciuni alăturate. Nu sunt nici frumoși, pentru că îi urățește ura pe care o au împotriva a ceva și liberi, poate mai puțin.
libertatea pe care ni se spune că am câștigat, în sensul că ne putem întruni la piața Constituției, cum s-a văzut de curând, sau pe nu știu ce stradă, sau nu știu unde, care nu era pe vremea comunistă, era interzisă. Dar ce facem când ne întâlnim la acest întrunit în piețe? Nu facem decât să urâm un sector care ni se induce că ar fi împotriva noastră. Nu face decât să ni se picure picătura chinezească, îngrozitor de torturantă și mortală, a urii, a dușmăniei și nici de cum lucrarea dragostei. Pentru că dacă eu urăsc nu știu ce instituție sau nu știu ce persoană dintr-o instituție, mi-am pierdut toată lucrarea la Dumnezeu. Degeaba mă duc la biserică, degeaba mă duc la Sfintele Liturghii și stau în genunchi și îmi fac 1000 de cruci când eu ies din biserică și urăsc din nou. Poate că... Când au loc aceste întâlniri organizate de Părintele Gamaliel la Mănăstirea Antim? În ce zi, la ce oră? Marțea la ora 6, de obicei, dacă nu este sărbătoare. Dacă este priveghere, se schimbă joi. Tot la ora 18, se schimbă joi. Și acest cor al plângerilor, sigur că nu este benefic, dar trebuie adus aminte din când în când ce se întâmplă, că de multe ori ne ia televizorul și ne adoarme într-o legănare de asta, cum să spun, imbecilizantă, ca să-i spun așa, care ne conduce pe căi cu totul și cu totul străine creștinismului ortodox. Chiar dacă poate există niște tangențe cu creștinismul, dar nu cu cel ortodox, în mod sigur, cu anumite raturi protestante și, mă rog, lupta, și voi încheia cât de curând, ca să trecem la întrebări, lupta asta pe care noi o ducem. Pentru că, vedeți, ne-a lăsat Dumnezeu o luptă permanentă. Ne luptăm cu noi înșine, ne luptăm cu șefii de la servici, ne luptăm cu copiii, ne luptăm cu părinții, lupta între generații, luptă și luptă și luptă. Dar ne luptăm foarte puțin ca să ajungem la Hristos. Deci noi ne luptăm pentru nimic, practic. Eu m-am gândit așa la viața asta pe care am dus-o și din care mi-am pierdut așa vreo 35 de ani cu tot felul de lucruri în care am crezut că am câștigat câte ceva și mi-am dat seama, uitându-mă în buzunare, mi-am dat seama că sunt gol. Am pierdut un timp enorm. Deși, teoretic, aș putea spune că, așa și aparent, că am avut succes, că mă bucur de succes, că am primit bani, am văzut jumătate de glob sau mai bine, am călătorit, am avut un serviciu foarte bun. Da, toate au fost foarte bune, dar lipsește ceva, a lipsit ceva. Acel ceva l-am găsit la Mănăstirea Presinei, Dumnezeu m-a scos de unde eram și m-a depus, ca să spun așa, la Sfânta Mănăstirea Presinei. De câți ani mergeți acolo? De puține ani. Merg acolo din 2010. Și ajungând acolo, am și scos am scris această carte, care nici n-am vrut să fie o carte, de aia se numește 7 caiete de la Presinei, subtitlul ei. Am scos această carte, care a vrut să fie ce am trăit eu de când am intrat în acea mănăstire până când nu se mai oprește această trăire. Pentru că, exact cum spunea Părintele, nu e vorba să te duci și să faci un accident din viața, din trăirea în Dumnezeu, ci să trăiești un continuum. Dacă s-a întrerupt, este ca o viață. S-a întrerupt, ai murit la Dumnezeu. E continuu, e ca rugăciunea continuă. Trebuie să nu o fac un eveniment, că să vine Crăciunul și mă bucur că vine Crăciunul și mă îmbui. Vine Paște, iar am o sărbătoare, iar mă îmbui. Formă mai bine înălțarea și iar. Nu, asta nu înseamnă creștinism. Asta înseamnă a ține niște petreceri care îți fac ție plăcere, că te întâlnești cu prietenii, mai faci o bârfă și mai bei un pahar de vin și mai afli o noutate sau vechituri. Eu vreau să închei cu o rugăciune scurtă din această carte care e mai demult scrisă și sună cam așa.
Mă aflu bătrân în lume, dar oare sunt pregătit de moarte întâmpinând-o cu scrisul meu într-o Domnul? Mă rog la Iisus Hristos, auzi-mă, Doamne. Palmele Mângâietorului înfloresc peste cel ce se roagă la Iisus Hristos să-și facă drum spre inima mea, căci i-am deschis poarta să intre în duioșie, în duioșia ei, ca să-i desăvârșească lumina în Dumnezeu Induio. Doamne, cred în Tine cu sângele inimii și cu toate cuvintele limbii române pe care o grăiesc și o scriu și, dinpreună cu frații, îngenunchem la rugăciuni și ne închinăm crucii Tale vii. Cine dintre noi îndrăznește să înceapă din nou și începutul să pună cântec de pornire ca o șoaptă dintr-un izvor? Eu unul sunt cutezătorul. Domnul ne iartă și noi păcătuim iar. Iată dragostea lui Iisus Hristos, care nu ne osândește. Minunată iubirea lui Iisus Hristos. Ajunge la toți oamenii și îi covârșește. Amin. Vă mulțumim foarte mult. Dacă sunt întrebări, dacă vreți să adresați o întrebare părintelui Nicolae sau domnului Adrian, vă rog. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru perseverența cu care anunțați activitățile de la această biserică. De data aceasta mi-am făcut timp și am venit pentru că mesajul era cu totul special și invitatul era de asemenea foarte special pentru mine. Cunosc mănăstirea în timp doar așa pe o perioadă de vreo 12 ani. 12 ani până când s-a mutat la cer părintele Sofian. Și mai cunosc și multe din istorisirile pe care părintele Nicolae Bordașiu le-a mai spus așa picurat de-a lungul anilor. Iată, se împlinesc la anul 30 de ani de când l-am cunoscut. Și de când încerc să-l ascult și sunt mereu corijentă. Mereu prea puține păcate pentru perioada de când nu ai venit, prea puțin mă străduiesc pentru risipirea mea din grija cea lumească. Deci mulțumesc încă o dată organizatorilor, mulțumesc părintelui Nicolae pentru expunerea pe care a făcut-o astăzi, care sintetizează ceea ce mai știam din lumea credinței și din lumea monahilor, niște reviste care îmi merg la suflet și doresc părintelui, îi doresc domnului Bucuroiu să continue această acțiune. M-am bucurat că nicăieri la nicio biserică nu am văzut mari duhovnici așa cum i-am văzut aici și iată părintele Constantin Galeriu, părintele Sofian și părintele Adrian Făgețeanu sunt trei mari profesori de suflet pe care i-am cunoscut și de la care am învățat atâtea lucruri și la care m-aș strădui să împlinesc. Și iată, în continuare, sunt ucenica părintelui Nicolae, căruia încă o dată îi mulțumesc. Și ca semn de prețuire pentru efortul pe care l-a făcut la vârsta Sfinției sale să vină astăzi și să facă o expunere atât de limpede și atât de în legătură frumoasă și nu numai cronologică, dar de suflet cu oamenii pe care i-a întâlnit de-a lungul vieții sale. Am o iconiță cu rugul aprins, copie a părintelui, făcută de părintele Sofian, care e tot de la mănăstirea Antim, pe care o mai vizitez, dar nu cu aceeași stăruință care a fost pe vremuri, din cauza că ceea ce a adus părintele Culeghin n-a adus numai rugăciunea inimii. Bine, asta e cel mai înalt lucru pe care l-a adus, dar la care eu nu sunt în stare să-mi urmez profesorii. E doar o străduință vagă. Dar muzica pe care a adus-o părintele Culeghin și pe care eu am prins-o în epoca de aur de la mănăstirea Antim, acel glas 6 rusesc, cine a urmat și a gustat Sfintele Liturghii și Sfintele Vecernii și eu am avut acest cadou de la Dumnezeu, acest dar, a simțit ce înseamnă muzica îngerească.
Din nefericire, această tradiție nu s-a păstrat, nu știu cui să spun, am scris ceva, dar probabil că nu a ajuns acolo unde trebuie. Cel care a dirijat corul Nicolae Giolului, acum este și el paroc la Sfinții Împărați, dar dacă sunt în sală iubitori de muzică de la Antin, întotdeauna la Canonul cel Mare, el lucrează cu niște studenți și muzica de la Canonul cel Mare este cea cu Pupa Becernița deodată. Mă iertați și încă o dată mulțumesc din suflet părintelui Nicolae și mulțumesc și dumneavoastră celor care ați organizat. Da, se încheie și seara aceasta. Ba, mai este cineva? Da, eu vreau să-i dau această iconiță, care e de la mănăstirea Antin, părintele Nicolae. Și această iconiță. Doamna profesoară, mulțumim mult! Mă bucur în sfârșit că ne-am întâlnit, că ne-ați cercetat. Mulțumim tare mult și vă mai așteptăm. Domnul doctor, vă rog. Eu vreau să apreciez în mod deosebit această seară, ca și seriile de dinainte, pentru că ele dovedesc că biserica nu e numai un serial de ritualuri, ci este acest foc aprins, adică această discuție despre esența și conștiința lumii de astăzi. Pentru asta, domnul Adrian Georgescu, vă dă și o carte. Vă rog. Doamna Părinte, și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea noastră. N-am avut ocazia să vă cunosc până atunci, mă bucur din suflet, pentru că sunteți singurul preot mai în vârstă. Iar dacă aveți 29 de ani, așa cum a spus dinălui, dar mă bucur că v-am cunoscut. Nu știu dacă o să am ocazie să mai cunosc așa preoți ca dumneavoastră. Și aș vrea să vă întreb, ca simplu mirean, cum trebuie să înțeleg eu această rugăciune neîncetată? Sau cum s-ar putea, nu pot să zic cum se simte, pentru că e greu de spus acest lucru, probabil. Dar cum să înțeleg simplu? Sau un punct de înțelegere, de reper asupra acestei rugăciuni neîncetate. Vă mulțumesc frumos! Răspunzând întrebării, îmi voi face și remarca faptului că timpul pentru mine a fost foarte limitat, încă o viață trăită la Antin e greu de cuprins într-un ceas de expunere și am uitat, n-am putut să spun faptul că tot ceea ce s-a lucrat și s-a crezut de către cei de la rugul aprins a fost consfințit prin jertfa și prin suferința pe care aproape toți au suferit-o în condamnările la închisoare, domnul Sandu Tudor, adică ieroschimonahul Daniel, a și murit în închisoare și în felul acesta au arătat că știu să prețuiască credința și să jertfească pentru ea. Și cu rugăciunea neîncetată este cu adevărat o întrebare foarte bună, fiindcă toată lumea știe învățătura Mântuitorului. Privegheați și vă rugați că nu știți când vine ceasul. Și rugați-vă neîncetat. Și din pricina aceasta ne întrebăm cum să te rogi neîncetat, nu mai poți nici să mănânci, nici să dormi, nici să faci de mâncare, nici să faci nu știu ce. Nu acesta este sensul rugăciunii neîncetate. Și este cu adevărat necesară o expunere asupra acestui fapt. Și cel care a fost la rugul aprins, Andrei Scrima, arhimandritul Andrei Scrima, are o subliniere într-unul din volumele pe care le-a scris. A te ruga neîncetat nu înseamnă să-ți suspenzi activitățile de
de câștigarea a ceea ce trebuie pentru trai. Dar rugându-te în timpul cât ești liber, ești în rugăciune neîncetată. Și dacă poți merge pe calea filocalică a rugăciunii neîncetate, atunci este ceea ce spun cei care studiază lucrarea aceasta, ajungi la momentul când rugăciunea din minte coboară în inimă și atunci ea se derulează într-una, fără să mai controleze. Dar nu putem noi ajunge la starea aceasta. Părintele Culighin avea această rugăciune neîncetată și părintele Sofian, care îl găzduia, vorbind cu dânsul, l-a întrebat și consemnat la. Deci, dumneavoastră, acum vă rugați? Da, și-a mărturisit. Lucrul acesta este un fapt pe care îl câștigă puțini oameni, ajung la această stare. Și sunt însă cuprinși de atâta smerenie și modestie, încât rare ori ar ajunge vreun călugăr care ajunge la această stare să se laude, să zicem, iertați-mi cuvântul, să se laude că da, am starea rugăciunii neîncetate. Dar asta nu înseamnă să ne descurajăm. Rugăciunea trebuie să fie prezentă în viața noastră în fiecare clipă. Ai făcut pauză de ceva și în loc să-ți vine împrăștierea gândurilor, cum spunem noi adesea, atunci mai bine să o înlocuim cu prezența rugăciunii neîncetate. Și faptul că îl chem pe Dumnezeu în ajutor, zice Mântuitorul, iată, eu stau la ușă și bat. Și dacă îl chem, intră și cinează cu tine. Adică rugăciunea este modul de a deschide ușa pentru ca Domnul Hristos să-ți intre în suflet și te ajută să te și rogi în continuare și să fii stăpân al gândurilor tale. Aceasta este rugăciunea neîncetată. Pe măsura posibilității să nu fii cu gândurile împrăștiate, să fii mereu cu Mântuitorul Hristos în minte și în gând. Altă întrebare. Dacă îmi permiteți, Părinte, o întrebare tehnică. Cristian. Te rog frumos să-ți dau microfon. Nu, că se aude. Nu se aude pe... Deci aș vrea să vă pun o întrebare. Sunt anumite situații în care rugăciunea trebuie să o facem, am citit în multe locuri, că ar fi bine să stăm în picioare sau în genunchi. Dar sunt anumite situații la rugăciunea aceasta neîncetată, când ne străduim și noi și cât putem, în care suntem nevoiți să stăm jos, așezați sau chiar în alte feluri de asta. Aș vrea să vă rog, dacă e așa un mare păcat și așa o mare străduință, să ne oprim sau mai bine să continuăm stând jos, de exemplu? Aceasta e întrebarea. Pentru că ne străduim și noi cât putem, ca niște mireni. Deci, da, aceasta este concluzia. Ne străduim cât putem. Trebuie să știm însă că a te angaja la lupta pentru rugăciunea neîncetată este un fapt foarte, foarte dificil, foarte greu de împlinit. Și ca să nu fii de rușine, niciodată nu faci fără asistența duhovnicului. Îți cer binecuvântare dacă vrei să faci rugăciunea neîncetată. Și te străduiești, te spovedești de fiecare dată cum reușești să nu fii cu împrăștierea gândurilor. Și, de fapt, pentru rugăciunea neîncetată sunt foarte puțini cei care ajung la acest punct. Și Părintele Culighin n-a dat binecuvântare decât la două ființe, Părintelui Benedict și Părintelui Sofian, după a mea cunoaștere. Fiindcă a fi în rugăciune neîncetată e un angajament solemn și profund sufletesc. Dacă nu te ții de ea,
ești cam alături cu drumul, ești în păcat, ești greșit. Și atunci, îndemnul este rugați-vă neîncetat, dar după strădania și puterea fiecăruia. Nu înseamnă că dacă nu se roagă cineva neîncetat, nu se va mântui. Fiecare după posibilitățile lui trebuie să se roage. Și aceasta este recomandarea Sfinților Părinți, să ne rugăm neîncetat. Și rugăciunea, fiind pe buzele noastre, Hristos Domnul este întotdeauna cu noi. Și să nu ne descurajăm niciodată pe drumul acesta a urcușului către mântuire. Și Sfântul Ioan ne-a arătat și calea, arătându-ne scara cu treptele cu care te poți urca în rugăciune neîncetat. Vă mulțumesc, Iisus. Întrebări? Așteptăm peste două săptămâni, 7 martie, orele 19, luni 7 martie, orele 19, la următoarea seară duhovnicească cu Părintele Profesor Vasile Gordon de la Biserica Sfântului Ilie Gorgan din București. Iar peste o lună, pe 22, pe 21 martie, tot la orele 19, tot lunea, tot aici, va veni Părintele Petru Moga de la Câmpina. Cred că ați auzit de Sfinția sa. Dacă s-au încheiat întrebările, facem rugăciunea. Mulțumim! Nu plecați până nu facem și poza de grup. Seară binecuvântată! Doamne ajută! Cu bine se poate vără să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, cel ce ești mai cinstită de herubimii și mai mărită fără de asemănare de serafimii, care, fără strigăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Părinte, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, iubește și ne mântuiește pe noi. Amin. Să rămână.